Emoționez. Mănica, zi ceva deștept. Nu știu acum. Comentezi la vocal. Ia, pula, să stai puțin, că eu nu știam de fapt cine nu a răspuns la întrebarea asta. Ei, tocmai, că trebuie să taci. Da? Care între timp a migrat către un alt magazin. Nu, 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 ziceți doamna, acum glumim, glumim, dar... Iarna, iarna se mai colindă, deci mai pleacă lucrurile. Deci ce este la intrare, doamna? Un telefon. Cum să fie un telefon la magazin, doamna? Nu e așa. Un cloud. Așa, doamna. Da, da, sigur. Bun. A venit Tudor Uncanu și ne filmează. Aoleu, vă dați seama. Suntem în direct, suntem pe postul de televiziune Discovery. Bună dimineața, stimați ascultători. Tudor, pentru cine filmezi? Pentru Etno TV, normal. Este domnul Bahmuțeanu. Ce mai faceți? Vine și Sandel imediat să ne facă. Aoleu, am uitat să-l sun pe Dan Tudor. Îl sun pe Dan Tudor imediat să vedem cum e cu... Bună dimineața! Dimineața! Ce faci acolo? Cafeaua, de fiecare zi. A trebuit eu să... Eu acum ziceam la doamna Felicea că de prima dată nu știu ce să facem, deci cred că stau pe... Da! Ce idee este are? Și le-o dus pe toate. Nu putem face pungile, o să vină și o să se crizeze că nu sunt făcute pungile. Vine Sorin Zafir care nu are ce pungi să ducă. Trebuie să vedem ce facem cu prăjiturile și cu cafele. Mă ții de întrebarea. Dar cine le aduce? E întrebarea mea. Pozitiv directorul de program, că nu se dă muzică din asta, house. Să rămână, să rămână. Pe post. Asta e. Asta scrie undeva. În ziare, dar ziarele mint. Da. Deci să se știe realitatea. Deci, băiatul ăla știe că mie mi-a zis. Yo. Stai să se audă în boxe muzica. Rucanu. Ne filmează cam cum a făcut poză cu pilotul jucam tenis și am pus lupe de-a... Cum? Ce faci, mă? A cui camera? A ta? Zi-mă. Ce și-a făcut discul? Ce? Cu 2 secunde pauză. Și ce are, mă? Așa le fac și eu. Ce? Camilene! Domnul Cătălin. O diplomă. Din partea. Ești directorul organului. Nu probabil. Mai Să facem piesele. Foarte nebun, da. Pentru că dăm aceste pachete minunate acestor oameni minunati care ne conduc și care ne dirijează destinele, cum să vă spun eu, pentru dezvoltarea urbei noastre. Vă mulțumesc frumos! Ce de pungi! Iată și powerplay-ul zilei cu David Bowie astăzi, Never Get Old, ora 12:35. Nu uitați că în timpul Crăciunului, ascultânții din radio veți putea descoperi tot felul de emisiuni interesante și emisiuni surpriză, aș putea spune eu. Spre exemplu, în 25 decembrie la ora 19, o ediție specială a emisiunii Sâmbăta Câștigătorilor cu câțiva dintre oamenii de la CD Radio, o emisiune cât se poate de haioasă. De asemenea, și Sanda a realizat o retrospectivă a celor mai interesante 10 piese ale anului 2003. Top 10 2003 cu Sanda va fi în timpul săptămânii. De asemenea, Cuiului Păpelea, o emisiune de blues, o emisiune a lui Dănuț Gornescu. Și Laura Runcanu vă propune o surpriză. Totul este să fiți pe 92,8 FM în perioada Crăciunului, a zilelor de Crăciun. Și mai apoi, pentru că veți avea multe surprize. Și de la David Bowie vom trece acum la un alt coleg de generație, șef de promoție și el, Bob Dylan. Things have changed.